Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! O nouă serie de cursanți ai Camerei Agricole Județene Hunedoara a tras linie peste tot ceea ce a acumulat în timpul cursurilor teoretice și practice. Noi am fost la celebrele vizite de final de stadiu, la acele ferme școală care sunt prinse și ele în zona Camerei Agricole Județene. Am fost la Ioan Chitic, acolo i-am așteptat pe acești cursanți și așa, ca o pată de culoare, dacă doriți, știindu-se că aici se face treabă la modul serios, vin cursanți și din alte județe. Am și stat de vorbă cu una dintre aceste cursante. Dar nu numai despre asta, despre multe altele am povestit acolo la Cinciș. Am vorbit în primul rând despre muncă, muncă de care nu se ferește nici Nicușor Țandrău. În piața din Deva deja îl găsiți cu celebrele căpșuni de Deva. Am aflat cam ce și cum se întâmplă, așa că veți vedea și voi astăzi că se poate face treabă dacă pui osul, dacă muncești, cu alte cuvinte. Bun, ca să muncești, ca să vezi și roade, trebuie să ai culturi sănătoase. Tocmai de aceea am încercat să aflăm cum tratăm cam tot ceea ce ar putea să ne afecteze culturile în această perioadă și cu ce, că așa trebuie. De la sănătatea plantelor trecem înspre, nu neapărat sănătatea animalelor, ci înspre o zonă a creșterii despre care n-am vorbit până acum. De fapt, de aici va și porni discuția. Eu, fiind crescut într-o zonă de deal, am cam uitat că mai sunt și rațe și gâște. N-au uitat alții și e bine că e așa, mai ales că ar putea fi și acestea o oportunitate. La drum însă pornim, dragi prieteni, de la Apia, pentru că am aflat lucruri noi de acolo. De fapt, despre unul știam neoficial de săptămâna trecută, s-a anunțat oficial până la 31 mai depune cererile fără niciun soi de penalități și mai sunt vreo 25 de zile pe urmă cu celebre deja penalități. Vorbim un pic și despre bani, mă rog, cam toate informațiile care trebuie să vină și din zona Apia. Vizionare plăcută! Domnule director, la începutul ediției trecute a emisiunii noastre, eu mi-am permis să spun ceea ce văzusem pe site, și anume prelungirea termenului de depunere fără penalizări până la data de 31 mai. Pentru că încă nu era oficial, era ședința aia care trebuia să se întâmple chiar în vinerea respectivă la Bruxelles. A devenit oficial acest termen? Da. Acum putem spune că este oficial, pentru că ordonanța de urgență 17 din 2016, mai 2016, a modificat și completat ordonanța 3 din 2015, care reglementează acordarea schemelor de sprijin și ajutoarelor specifice fermierilor din România. Prin această ordonanță s-a modificat termenul de depunere a cererilor de sprijin pe suprafață și în general cererilor de sprijin pentru anul 2016. S-a modificat în sensul că se pot depune cereri de sprijin până în data de 31 mai, fără penalități. După această dată, începând cu 1 iunie, se pot în continuare depune cereri de sprijin de către agricultori, dar cu penalitățile de 1% pe zi de întârziere. Intervalul de timp în care se pot depune aceste cereri este de 25 de zile începând cu 1 iunie. Deci începând cu 27 iunie fiind luni, nu se mai admit nici o cerere, nici o modificare a celor depuse. Un lucru care nu depinde de dumneavoastră, și aici vorbim un pic și despre plăți, depinde de ceea ce se hotărăște acolo sus vis-a-vis de cei care sunt sub control, încă mai trebuiesc definitivate niște lucruri și care n-au primit încă banii. În rest, banii au intrat la aproape toți fermierii din județul Hunedoara, cel puțin pe suprafață. Da, sunt procente mari, adică mă refer la 70% din fermieri
care au primit plățile pe suprafață, cea de sprijin pe suprafață, plățile SAPS, au primit bani pe schema de plată redistributivă, au primit bani pe ANT culturi, cultura în teren arabil, și acum am început plățile pentru înverzire, politica de greening, deci acei fermieri care au solicitat și această schemă de sprijin încep, le-au intrat deja în conturi acești bani. În plus, există posibilitatea că totodată cu plata acestei scheme să fie făcute plățile și pentru schema 1-3, zonă montană, fosta zonă montană defavorizată. Din câte știu eu din discuțiile pe care le-am purtat noi anterior, undeva în jur de 2000 de fermieri din județul Hunedoara sunt sub control și deocamdată, în afară de acel avans care au putut să-și ia, mai trebuie să aștepte puțin el. Da, problema celor care sunt sub control și fermierii din județul Hunedoara de pe zona Brad și Valea Mureșului în principal au avut și control prin teledetecție, nu numai control în teren. Sunt aproximativ 2000 în total, nu au reușit încă să primească acești bani, iar fermierii care au solicitat adeverințe de la noi pentru a-și lua bani pentru culturi agricole de la bănci, aceștia au primit acest bani, nu au fost nicio problemă. Dar încă plățile pentru acești fermieri, această categorie de fermieri supuși controlului, nu s-a făcut. Da, am spus-o și eu repet, ca să se înțeleagă, nu depinde de dumneavoastră, sunt alți factori care trebuie să hotărască acest lucru. În schimb, bănuiesc că știți foarte bine cam cum stăm cu partea de depuneri de cereri de sprijin pentru 2016. Până ieri inclusiv, adică dacă mă refer... A fost 18? 18 mai 2016, 15.379 de fermieri din județul Hunedoara au depus cerere. Raportat la numărul de fermieri care au depus în 2015, procentul este în jur de 82%. Da, un procent, hai să spunem, bunicel, care se poate corecta având în vedere, și revenim la debutul discuției noastre, având în vedere prelungirea perioadei de depunere fără penalități. Da, și așa este. Este un ajutor celor care nu au reușit încă să vină să depună de 2 săptămâni fără penalități, dar... Vechea meteahnă de a ne lăsa pe ultima zi s-a prelungit din 15 în 31 și ne așteptăm ca acum să fim solicitați de către fermieri să se depună cererile. Ionică, știu că cei care ne privesc acum o să creadă că sunt lipsit de inspirație, dar vreau să pornim discuția exact cum am făcut și în ediția trecută a emisiunii, când eram la un alt fermier din județul Hunedoara, pornind de la viitor, de la cei care înseamnă practic rațiunea noastră de a munci. Și tu ai viitorul asigurat. Dacă Dumnezeu le-a ține ravul, e asigurat. Pentru că alături de noi, aici au crescut efectiv în activitate, cunosc foarte multe lucruri despre ceea ce noi facem și cred că e un prim pas făcut, pentru că nu-i tot una să încep la o vârstă oarecare să înveți sau să crești efectiv cu ele în sânge, ca să zicem așa. Și din acest punct de vedere, ei sunt privilegiați. Sperăm să le dăm suficient de multe motive încât să fie încurajați să și rămână. Să continue, practic, ceea ce ați început voi. Să continue, pentru că dacă ne uităm în vest, așa sunt fermele unde sunt, pentru că sunt deja 3-4 generații, dacă nu mai mult, care au muncit într-o astfel de gospodărie de fermă și n-ar trebui să ne mirăm că sunt unde sunt, pentru că a fost continuitate. Bun, și acum aș dori să fac un lucru. Foarte mulți îl fac pe foarte multe posturi de televiziune, comentează tot felul de știri. Unii
chiar nu se pricep, dar comentează. Ei, cu tine vreau să comentez o știre pentru că tu chiar te pricepi. Și vedeam chiar azi dimineață niște declarații a celor ce stau pe acolo pe fotolii, că ei preconizează anul 2016 ca un an de vârf în agricultura românească. Cum îl vedeți voi, cei care chiar trudiți pământul? Noi care trudim pământul vedem că deja avem costuri suplimentare. Probabil va fi o recoltă bună, dar să nu uităm că la sfârșit de an avem două coloane. Plusuri și minusuri. Sau ceea ce am băgat și ceea ce am scos. Pare să că producție va fi, cel puțin la păioase, va fi producție bună. Să ajute Bunul Dumnezeu să nu vină acele intemperii care să culce, pentru că avem în spate deja un lan în care grâul e la pământ și asta nu e un lucru bun. Să sperăm că aceste lucruri nu vor fi și atunci producția va fi bună. În ceea ce privește porumbul, e prematur să vorbim despre porumb. Pentru că cel semănat și cu brumă pe el stă pe loc, cel semănat și nerăsărit poate mai putezește boaba în pământ, cel nesemănat e nesemănat. Și atunci să nu ne hazardăm. Mi-e teamă de un lucru, să nu cumva să ne lăudăm cu acele producții record, tocmai din dorința de a duce prețurile unde vor unii. Sincer vă spun, mie mi-este teamă și dacă este așa, este neortodox și neplăcut și nu ar trebui să se facă așa ceva. Ai anticipat ideea pe care voiam să o lansez și eu, pentru că am mai pățit-o. N-ar fi prima dată când au fost încercări de genul ăsta și așa pe jumătate de câteva ori chiar l-a reușit. Da, și cred că Dragomir, dacă e așa un pic atent sau prinde el separat, într-adevăr, din păcate, grâul s-a înălțat foarte, foarte mult și am mai văzut și pe alte sole acest fenomen de culcare, pentru că e pe undeva normal să reacționeze așa la nebunia asta meteorologică. Da, din păcate așa este. Aici avem un exemplu la o scară mică, aparține unui fermier mic, să zicem, care nu atât de mult va suferi, dar ce te faci cu 40, 50, 100 sau chiar mai multe hectare culcate la pământ? Nu arată bine. O altă problemă pe care o aveți voi, care trebuie să puneți ceva și în iesle animalelor, e faptul că nu puteți intra la coasă. Lucerna arată bine de tot, dar arată rău pentru că ți-e teamă să o tai. Și prima coasă, iată, e în pericol. După prognoza care se arată, nu știu dacă vom putea cosi în următoarele zile, pentru că deocamdată este exces de umiditate, n-ai ce să cauți în solă. Și pe urmă nu știu dacă ne va mai lăsa vremea să o și uscăm. Iată, lucerna, acea regină a plantelor furajere, creează probleme. Domnule inginer, o nouă serie de cursanți, oamenii, i-am văzut de vârste diferite, dar cu o singură preocupare, aceea de a face ceva în agricultură. Da, într-adevăr, este o nouă serie și mă bucur că, dincolo de vârstă, există preocupare pentru o bună instruire și pentru o temelie solidă în ceea ce înseamnă activitatea pe care o desfășoară în prezent sau activitatea viitoare. Din acest punct de vedere, noua gândire managerială a Camerei Agricole Județene Hunedoara, a directorului, domnul Călin Petru Marian, prin compartimentul de formare profesională, asigură toate valențele necesare unei bune activități prin îmbinarea celor două laturi, aceea teoretică cu aceea practică. Astăzi, aici ne aflăm în faza finală a unui nou ciclu de pregătire, și anume vizita de lucru, care punctează la modul practic experiența unor alți cursanți, a serii de cursanți care între timp au ajuns maestri de stagiu în fermele școală și care vor contribui și ei, alături de instituția noastră, la formarea unor fermieri de succes, credem noi. Da, și noi ne dorim același lucru și ne dorim să avem cât mai multe exemple, așa cum este cel la care suntem aici, e vorba despre familia Chitic. Da, acum este o particularitate și, de fapt, nu este niciun secret faptul că familia Chitic, Ioan Chitic,
este maestrul nostru de stagiu din ciclul, din sistemul de ferme școală, cel mai bine pregătit. În urmă cu ceva ani, era un stagiar la cursurile din Germania și la începutul afacerii. Îmi place să spun întotdeauna că pe bătătura asta, la începuturi, era un vechi tractor și o remorcă care astăzi este la stadiu istoric, pe când astăzi, de la 10 oi și un tractor și o remorcă, vedem o bătătură plină de utilaje, animale, cele două specii pe care le crește, procesarea în condiții pe care foarte puține exploatații de creștere animalelor le au și două proiecte pe fonduri europene de succes. Dincolo de acestea, pe fondul bunei pregătiri, începând de la bază și apoi pe celelalte niveluri, este gândirea și deschiderea pe care această familie au avut-o permanent în relația cu instituțiile, în relația cu tot ceea ce este nou, care în final au avut un foarte bun rezultat. Au realizat o afacere de succes în condițiile în care economia are unele dificultăți și mai ales cei care sunt întreprinzători în agricultură. Și poate lucrul foarte important, au realizat un brand, un brand propriu, cunoscut, recunoscut, căutat. Da, într-adevăr, este un brand deosebit și de aceea una din preocupările pe care Camera Agricolă Județeană Hunedoara le are este aceea de a ajuta pe oameni, pe întreprinzători, pe crescătorii de animale să-și creeze propriul brand. Fie că este vorba de un produs local, fie că este vorba de produs consacrat, produs tradițional. Ceea ce a realizat Ioan și Adela Chitic aici, la începuturi, a fost exact acest brand care are în spate foarte multă seriozitate și o foarte bună calitate a produsului. Sigur că trebuie să fii cunoscut prin ceva, să ai o denumire, să fii branduit, cum se mai spune, dar cel mai mult și cel mai mult contează să fii serios și pe urmă, că brandul singur nu-ți aduce bani în buzunar și nici nu te susține pe piață dacă în spate, în ambalaj, sub brand, nu există o foarte bună calitate. Și pentru că atunci când cei ce ne privesc vor vedea înregistrarea noastră, noi vom fi la Vața. Bănuiesc că aceste sfaturi vor pleca și înspre cei care, chiar dacă nu vin direct sau au trecut poate cândva prin zona asta de cursuri ale Camerei Agricole Județene, dar încă mai pot primi sfaturi și bănuiesc că le veți transmite acolo celor care se vor strânge la Expo Târgul de la Vața. Desigur că noi suntem deschiși, total deschiși către toți producătorii și întreprinzătorii din mediul rural și nu aș vrea să par cu totul și cu totul subiectiv atunci când afirm că instituția noastră, Camera Agricolă Județeană, prin colectivul de specialiști deosebiți pe care are, realizează lucruri cu totul și cu totul deosebite față de alte instituții de profil, față de alte organizații, în primul rând printr-o nouă mentalitate, aceea de a fi deschis către toți cei care lucrează în acest domeniu, de a încerca să-i ajuți, dar mai mult decât atât, de a realiza un sistem complex de pregătire care nu se termină odată cu finalizarea cursurilor, ci continuă în perioada următoare, când zic eu, atunci vine greu, pentru că poți să iei acești bani europeni pe proiecte sau pe subvenții, afacerea în sine, când intri pe piață, este extrem de dificilă și atunci oamenii au nevoie de ajutor. Exact așa cum ați menționat, foarte bine și dumneavoastră, și emisiunea dumneavoastră o face de fiecare dată pentru că este cea mai aproape de fermierul hunedorean și de întreprinzătorul hunedorean, vom da aceste sfaturi, vom oferi din experiența noastră, din experiența fermelor din sistemul Camerei Agricole Județene pentru toți cei care vor participa. V-ați gândit
în cadrul Camerei Agricole și la un curs de management al afacerii agricole, deci un curs bazat efectiv pe partea de management, pentru că aici încă ar mai fi multe, multe de pus la punct. Da, într-adevăr, sunt încă probleme de pus la punct și categoric una din aceste probleme este cum să-ți conduci afacerea. Că poți avea bani gârlă, poți să înveți foarte multă teorie, să vezi și din exemplele de succes, dar dacă nu știi să managerezi, cum să zicea, să-ți conduci afacerea. De ce să nu spunem pe românește că are limba română și acest termen îi bai mare. Și vreau să vă spun că împreună cu directorul nostru, Călin Petru Marian, și colega noastră Mihaela Svetlana Ivanenko, care coordonează pregătirea profesională, am punctat deja un plan în ceea ce privește managementul afacerii, conducerea afacerii, care de altfel este și obligatoriu, este un punct obligatoriu în ceea ce privește accesarea și dezvoltarea fondurilor europene. Mai mult decât atât, dincolo de faptul că este necesar într-o zonă sau alta, aici cred că fermierul român, întreprinzătorul nostru, are o mare problemă datorită sistemului de învățământ și de pregătire. Și atunci acesta este unul din obiectivele pe care îl avem în planul de învățământ din viitor și avem de asemenea pregătit un sistem stratificat de ferme școală pentru cei care ajung la nivelul 2, accesează fondurile europene, un proiect, își mai măresc afacerea și în sfârșit nivelul de fermă competitivă europeană, a spune industrial, unde suntem pregătiți cu ferme școală, dar unde vrem să avem și noi, de ce nu, cât mai mulți cursanți și fermieri. Fermele ADO din țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Mă, de ani de zile vă spun că apa e bună. Și așa e că nu v-am mințit. E bună dacă ai după jobe. Și eu am găsit. Uite, produsele tradiționale făcute de Bianca și Daniel Țurcanu la Bârsău. Le găsiți ori și în piața primăriei Deva, ori la magazinul Le Confex, lângă piața aialaltă mare, tă din Deva. Dacă nu, la ei acasă, cred că. Bune de te un pămaț. Eu nu mai pot, îmi lasă gura apă. Nu, nu-i așa, mă. Gustați și voi. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro!
drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Societatea Comercială Agroamisol SRL oferă consultanță pentru managementul afacerilor în domeniul agricol și non-agricol. Agroamisol SRL întocmește studii și documentații tehnice în vederea întocmirii de proiecte finanțate prin fonduri europene. Agroamisol SRL. Punem umărul la succesul tău! Pe care ați pregătit-o și care este la capăt de drum. Cum vedeți acum tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul acestor cursuri? E o grupă un pic mai specială pentru mine. E prima grupă pe care o pregătesc pe partea teoretică. Față de început, sunt un pic mai hotărât pe ceea ce vreau să fac, ce fel de proiect vreau să depun, pentru că mare parte au un plan să depun un proiect, pe ce fel, pe ce specie de animale să meargă în continuare sau spre cultura mare, unii dintre ei sau spre solarii. În mare ne-am ajutat să se hotărască. Preocupări diverse, dar un gând foarte, foarte clar. Să facă ceva în domeniul agricol. Și, de fapt, ăsta e cel mai important. Dacă stai și aștepți și nu încerci, nu ai cum să reușești. Am sesizat și vorbeam și cu domnul inginer Indrea. Vârste diferite și foarte tinte, dar și oameni mai în vârstă. Sunt două categorii. Sunt cei care vreau să acceseze măsura 6-1 pentru tineri fermieri și care sunt normal până 40 de ani, dar sunt și cei mai în vârstă cu o anumită experiență. Unii dintre ei au mai avut proiecte mai mult pe măsura 1-4-1 și care probabil vor continua pe măsura 6-3 ferme mici. Da, și dezvoltarea acestor afaceri care, iată, se demonstrează că pot fi și de succes. Sigur că da. Toți căutăm în piață producătorii locali la care așteptăm o anumită calitate și pe nișa asta au un viitor să găsească desfacere și noi mai mult am sfătuit cum să producă și ce fel de rase să-și aleagă, ce tehnologii. Mă depinde de ei mai departe să punem în practică, să reușească. Adrian, ai ceva experiență în agricultură. De ce cursuri acum? De mic am crescut cu animale și am vrut și vreau să fac. Și pentru cei care vor veni după mine, și vreau să știe ce au de făcut. E o meserie foarte bună, indiferent de situație, că vremurile se schimbă, dar crescând animale, din animale și bătrânii noștri, noi, am ajuns la rândul nostru și vreau să mergem în continuare. Ai deja o fermă? Mică fermă, nu mare. Strictul necesar. Asta însemnând? Porci, ceva oi, căprițe, vaci și așa mai departe. Bun, dar de la sistemul ăsta de gospodărie, vrei să mergi un pic mai departe, bănuiesc. Da. Cu ajutorul cursurilor, da, care le-am făcut, da, și cu ajutorul celor din jurul nostru care ne pot ajuta, ceva fonduri, atunci vom vedea. Te-ai gândit deja la un proiect? Da, m-am gândit, da. La ceva vaci de rase, vaci de lapte și scroafe de reproducție, porci, că mai am și acum și cu ăștia vreau să mă ocup în continuare. De fapt, cred că e motoare. Sunt foarte multe zonele astea în care poți să intri, mai ales că, nu știu, noi încă mai credem și ne dorim să fie cât mai multe produse locale pe piață. Da, deci produsele locale sunt cele mai bune făcute de noi, țăranii. Nici de când din comerț sau aduse de dincolo. Și carne de porc e altfel, și pui de casă și toate, multe, și ouă și așa mai departe. Deci asta eu cred că ar fi și pentru tineretul care va urma, pentru generațiile următoare, o să fie ceva bun, inclusiv și financiar și ce trece prin stomac.
Da, eu spun la un moment ceea ce te unde pe maț. Ce te unde pe maț e cel mai corect. Se vede, nu? Se vede după. Se vede, da, mai ales că suntem un pic mai corpolenți, așa. Dar asta, bun, acum trecem. Care poți să faci? Că și un serviciu trebuie, da. E ceva care poți să faci. Dacă vrei și ai ambiție, poți să faci. Dacă nu, nu. Și bineînțeles, să ai o porneală, să ai niște utilaje, care și-am investit în ele, două tractoare, combine de recoltat și rest, după tractoare. Pământ, lucrezi mult? Da, lucrez și am eu plus alu alții. Da. Înseamnă că deja ai experiență sănătoasă. Da, nu se pune problema mult sulfagilor, sau știu, dacă trebuie să faci o brânză, sau indiferent, sau tăiatul de por, sau sacrificări, din astea nu se pune problema. Mezeelor, tot ce există. Mi-a plăcut și vreau să fac ceva. Să vadă cei din jur. Loredana, cursuri, camera agricolă, bănuiesc că vrei să pornești pe un drum interesant, acela de a trudi un pic în agricultură. Da. Am făcut acest curs pentru creșterea animalelor, pentru că vrem să ne facem un proiect, pentru că avem mini-fermă la ora actuală și... Nu. Și bănuiesc că instalarea tânărului fermier, obligatoriu. Da, așa este. Doar pentru zona asta de creștere a vacilor sau ceva mai complex? Păi mai mult a ovinelor. Avem mai multe oi și a vacilor, dar mai puțin. Oițe cam câte ar fi acum? Păi în jur de 150 la acum. Deci și asta zici tu că e zona aia mai mică, așa? De fapt, da, dacă stau să mă gândesc bine la câți cunosc și eu, da, e un început doar. Da, doar un început. Peste câțiva ani să fie mai bine. Eu sunt convins, mai ales că bănuiesc că tot ceea ce ați învățat aceea o să vă folosească în drumul ăsta pe care vi l-ați ales. Da, așa o să fie. Sper să ne folosească. Așadar, timișorenii, vin la Camera Agricolă Județeană Hunedoara? Da. Da. Bun, în definitiv, cred că nu contează exact unde, cum și de la cine înveți. Important e să faci ceva în agricultură. Da, așa este. Este foarte important, deoarece dacă nu știi, n-ai de unde să progresezi mai departe. Da, dar ca să poți să mergi mai departe, trebuie acolo un start. Aveți deja o gospodărie măcar? Da, avem ovine și cam atât. Ne axăm mai mult pe ovine. La voi e așa o zonă de trecere. Nu e nici câmpie foarte, foarte mare, dar nici deal foarte mare. Da, este între. Între. Se pot crește oile și acolo. Da, se pot, pentru că nu sunt munți, nu sunt dealuri, șes. Da. Te-ai gândit și la un proiect? Da, m-am gândit la un proiect, că din asta fac cursul. Am făcut cursul pentru un proiect, ca să mă ajute mai mult. Același celebru 6-1, instalarea tânului fermier? Deocamdată, da. Îmi place acest deocamdată. Asta înseamnă că ești foarte hotărâtă să faci ceva serios în agricultură. Da, să merg mai departe. Că trebuie. Cei care au venit, și mă refer aici la fermele școală, v-au explicat că asta înseamnă foarte multă muncă și că nu e foarte ușor drumul ăsta. Da, ne-au explicat că dacă nu muncești, nu ai. Și nu te sperie? Nu mă sperie, că deoarece de mică sunt învățată să muncesc. E o tradiție în familie cu creșterea oilor? Da, e o tradiție de la bunicu până tata și tot așa mai departe. Îți mulțumesc mult, mult succes! Mulțumesc! Nicușor, mărturisesc că în momentul în care ți-am propus să vin să filmez încoace, mă așteptam să văd frunze uscate de frig și, în general, așa, o chestie de aia care să te dezarmeze puțin el. E, uite că nu e așa. Căpșunile chiar arată bine. Da, arată bine de la muncă, nu de la frig. Cum ai reușit să le păstrezi așa? Pentru că a fost o nebunie meteorologică, eu știu, care pe alții a încurcat suficient de mult. Cu muncă. Există o tehnologie de acoperire a căpșunilor pe timp de frig, când zbrumele târzii de primăvară, cu o folie microporoasă.
care protejează un minus 2, minus 3 grade, protejează plantele de brumele astea târzii. Dar trebuie să lucrezi, e foarte greu să manipulezi folia respectivă, ai nevoie de 3-4 oameni, trebuie să fie o familie mare, mulțumesc la mama, la tata, la soție, la socru, că m-au ajutat să fac ce trebuie ca să le pot proteja. Da, și rezultatele se văd așa încet, încet, pentru că ați intrat la cules. Da, se văd. Sunt mulțumit. După 2 ani de zile de îngrijit plantele, acum ele au ajuns la maturitate de producție, fac fructe bune, gustoase și am într-adevăr o satisfacție plăcută acum. Până la urmă, eu știu, poate pentru asta e toată zdroaba, chiar pentru satisfacția asta sufletească. Și de ce nu? Cred că aduce ceva satisfacție și în portofel. Cred că satisfacția în portofel o să vină doar anul viitor, în al treilea an, pentru că o cultură de căpșuni presupune investiții foarte mari la început pentru niște tineri care se grăbesc și care vor să cumpere plantele gata pregătite de fermele de stoloni. Și atunci investițiile cresc mult și producțiile nu sunt chiar așa de mari încât să se acopere acele costuri. Bun, dar până la urmă... O plantă costă 1 leu, culesul costă 1 leu pe kilogram, după aceea ca să stai în piață și să-ți vinzi marfa iară costă 1 leu, munca, săpatul, după aia trebuie să aduci baligă, trebuie să le plivești de 7-8 ori într-un an de zile, toate sunt niște costuri care vin leu, 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 leu și te strezești că dintr-o dată căpșunile tale copt lei nu-s eficiente, da. Și atunci trebuie să mai aștepți și anul viitor ca să se acopere toate și să se amortizeze investițiile. Da, dar... În lipsa, eu știu, a satisfacției asta de portofel care spuneam, te văd cu zâmbetul pe buze și asta înseamnă că e satisfacția muncii împlinite, unui rezultat pe care ți l-ai dorit până la urmă. Nu, eu fac haz de necaz acum, pentru că prima dată m-am aruncat așa să fac investiția în căpșuni, am crezut că mă îmbogățesc, că nu știu ce, dar de fapt am primit o lecție de viață că până la urmă munca e o valoare pentru poporul nostru și cred că munca asta poate să ne facă să mergem mai departe. Da, dar cam fugim de ea și aici ne-am inclus și pe noi. Și eu am fugit de muncă, m-am gândit să acopăr căpșunile cu folie de astea de plastic ca să nu mai crească buruieni, că nu știu ce. Vezi de treabă, să fac buruieni, trebuie să-i dai sapazin cât de mult, că nu se poate altfel. Și chiar aș recomanda cultura asta să fie de căpșun, să fie un sport de ăsta național și o lecție. Aș preda, aș băga obligatoriu în școală ca să se învețe lumea cu munca, că până la urmă tot nu mor din ea. Și într-adevăr te faci mai rezistent și te faci un personaj care are un caracter durabil și valoros. Un personaj care muncești. Bun, aceea să înțeleg că oarecum și influența sportului pe care îl practici? Da, eu mai practic și fac și karate Kyokushin, dar mai la 1 iunie o să fac aici un stagiu de pregătire cu copiii. La cules de căpșuni. Cules de căpșuni, da, da, da. Să facă genoflexiuni cât cuprinde și să și umple burticile, să facă și abdomene și picioare. E bine când putem vorbi cu zâmbetul pe buză, chiar dacă uneori, așa cum spunea, e tenta aia de haz de necaz. Dacă asta e caracteristică poporului nostru. Ce vei face cu partea cealaltă? Mai mergem și cu porumbul ăla dulce? Da, și porumbul dulce, am pus pe 1 hectar porumb dulce și pe ăla mi l-o prins în ghețul, dar sper să aibă suficiente resurse și dorință de viață planta și să se refacă și să meargă mai departe, că viața e dură. Da, așa este. Știi, mă gândeam și mă uitam la noroiul prin care trebuie să umbli, că asta este. Ce bine ar fi dacă sistemul ăla de picurare ar avea și sistem de absorpție a apei. Da, sigur o să se inventeze și ăsta, o să fie niște băieți deștepți, dar cred că prin parlament și în politică
sau să pună o taxă pe asta, așa ceva. Da, poate că ar fi bine ca unii dintre ei să vină să vadă ce înseamnă de fapt zdroaba omului care vrea să facă ceva cu viața lui. Da, e bine să muncești, eu spun, mi-ar place să fie apreciată munca. Oamenii care vin și sapă, mi-ar place să le luați interviu și la oamenii care lucrează și care muncesc, nu doar la proprietari sau la persoanele care au ajuns să aibă o educație un pic mai înaltă, și să-i vedeți și pe dumnealor că muncesc din greu de dimineața până seara pe un 60 de lei, aplecați cu dureri de spate, dureri de picioare și fără să fie apreciați de către societate. Asta e un lucru care nu-i bun, pentru că ei muncesc, nu fură, ei nu mint, își văd de treabă, se scoală dis de dimineață pe la 5-6, se urcă pe cursă, vin să muncească de pe la 7 din zori și ar trebui apreciați și ar trebui să li se dea o subvenție nu pe suprafață, ci o subvenție pe muncă. Se tot vorbește de subvenții, de ajutoare, de tot felul, dar oamenii care muncesc până la urmă rămân doar cu munca și nu rămân cu satisfacția asta a aprecierii muncilor. Și asta s-ar putea să fie un lucru rău pentru întreg poporul. Doamna inginer, o perioadă foarte importantă pentru plantele noastre. Știu că s-au transmis multe avertizări din partea Oficiului Fitosanitar al județului Hunedoara și am venit aici să aflăm cam ce ne recomandați, cu ce să dăm pe plantuțe ca să fie sănătoase. În primul rând, este nevoie de tratamente, pentru că în urma ploilor, pe o perioadă îndelungată de timp, care au fost și temperaturile scăzute, atunci se instalează mană pe culturile de legume, se instalează monilioza la pomii fructiferi. Apar și bolile foliare. Bolile foliare, acestea sunt, și atunci trebuie făcute tratamente. În perioada asta la culturi ceapa și usturoiul trebuie tratate. Se tratează cu Bravo, este un fungicid care merge pentru culturile de legume din grădini. Pe urmă, pentru pomii care sunt sâmburoși, este vișinul, cireșul, acolo se face tratament pentru monilioză, pătarea frunzelor poate să apară acum și atunci trebuie făcut tratament cu captadin, unul dintre fungicide, sunt mai multe, dar ăsta este un fungicid cu dublă acțiune și sistemică și de contact. Și atunci aș face treaba foarte bine. La el se poate, și este obligatoriu să se adauge și un insecticid, pentru că au pornit și foarte multe insecte în perioada asta. Pe urmă, se mai trebuie făcut tratament iarăși la pomii cu semințe, sunt măr, păr. Se face tratamentul acum cu toxin, trebuie să făcut și pe urmă trebuie repetat, pentru că încă condițiile climatice sunt de așa natură încât vor mai fi încă ploi, temperaturile încă sunt scăzute și atunci se pot instala foarte multe boli. Chiar înainte de a începe înregistrarea, au intrat clienții acelea noastre și cam tot timpul stau la și acum sunt la ușă, dar o să mai aștepte un pic după noi. Pentru cartofi, deja începem tratamentul la cartofi? Da, s-au început tratamentele la cartofi pentru că iarna a fost foarte blândă, atunci rezerva s-a păstrat de gândac de Colorado, nu i-a distrus, geruri nu am avut și deja au pornit. Adulcii sunt foarte mulți, în număr foarte mare, au început să-și depună ouăle deja și atunci trebuie tratament făcut. Și pentru mană se aplică tratamentul la cartofi,
sunt zone unde este, sau chiar preventiv se poate aplica tratament la cartofi și cu insecticid neapărat trebuie făcut tratament. Găsim ceva care să distrugă și ouăle, dar și adulții care deja încep să apară? Da, deci insecticidele ce le avem pentru gândacul de Colorado distrug și adulții. Din ouă pot să scape, pentru că ouăle sunt depuse pe dosul frunzei și atunci pot să scape, dar se repete tratamentul. Deci la 10 zile de la primul tratament se repetă maxim 14 zile, dar pentru distrugerea adulților, că și adulți scapă la primul tratament, sau pur și simplu după tratament îți vin de la vecinul care n-a făcut tratamentul la timp și atunci trebuie repetat tratamentul. Da, într-adevăr, e și riscul acesta de a mai migra o cultură. Gândacul de Colorado migrează foarte bine și foarte mult. Bun, pentru bolile foliare găsim ceva pe acoperirea noastră? Da, bolile foliare avem fungicide bune, este topsinul care se aplică la bolile foliare și pe culturile mari. Acum, nu știu, încă nu n-au venit să se plângă clienții că au apărut. Unii au făcut tratamente preventive pentru bolile foliare. Nu este. Bravo, topsin. Avem multe. Bun, dar poate, da, poate cel mai important lucru, pentru că nu întotdeauna mărturisesc eu, de pildă, degeaba mă uit pe etichetă, că nu îl mă pricep. În ceea ce privește, eu știu, modul de administrare, concentrațiile, le oferiți toate informațiile? Absolut. Sunt și trecute. Pe majoritatea ambalajelor este trecută concentrația, dar acum nu fiecare înțelege, neobișnuit cu produsele, dar eu le explic la fiecare. Și eventual le scriu pe un pliculeț, pe o hârtie, concentrația, cât substanță trebuie, la câți litri de apă pus și făcut tratament. Dacă trebuie făcut cu repetare. Și repetarea, da, la câte zile, absolut orice informație primesc. Domnule doctor, vreau să mărturisesc că în zonă de deal, fiind crescut, am fost obișnuit să avem acasă tot soiul de animale și de păsări. Numai că, de multe ori, încă revin, în zona de deal, uităm că mai există palmipedele, adică rațe gâște, pe care întotdeauna le asociem cu un curs de apă, care nu prea ne era nouă la îndemână. Și tocmai de aceea mă bucur că ne-ați propus să vorbim un pic și despre ele, pentru că, din câte știu, ele chiar prind foarte, foarte bine. Și acum nu știu dacă e adevărat sau nu, chiar a început lumea să caute din nou rațe și gâște. Da, lumea caută să consume cât mai diversificat și caută să-și coloreze gospodăria și cu aceste specii. E un lucru interesant că în ultimul timp chiar și la noi la depozit au venit și au cerut rațe și gâște. Este foarte important de știut că ele nu se cresc greu, așa după cum știi și tu și în general lumea știe, ele s-au crescut la noi și chiar aici în Ardeal este, poate să zic, o tradiția lor, mai ales pe anumite zone, exact cum spui tu, erau legate de cursuri de apă. Eu știu că la mine în zonă de unde sunt eu se țineau mai mult rațe. După ce m-am căsătorit la Sfânt Andrei, la socrii mei, erau foarte multe, era o zonă de gâște foarte, după ce s-a mutat cursul Cernei, oamenii au început să țină mai puțin, dar prin anii 90-95 era foarte, foarte multe gâște. Gâștele și rațele nu sunt greu de crescut și am văzut că în ultimul timp chiar au apărut ferme de gâște, mai ales și prin satul mare, prin zona asta mai de nord, au apărut deoarece poate să fie chiar o afacere, începând de la carne până la pene, până la puf, și sigur la noi mai puțin este
încetățenit sau mai puțin este tradiția ficatului gras, dar carnea, carcasa de gâscă se caută deja și în restaurante, se caută deja și în zonele astea de, să zic așa, o alimentație mai sănătoasă pe o carne ecologică sau așa mai departe. Dacă e să vorbim, și de aici cred că ar trebui să pornim, se poate face creșterea în două sisteme, în sistemul tradițional, în sistemul ecologic sau în sistemul bio și în sistemul puțin mai intensiv, în care genetica te ajută mai mult, furajarea te ajută mai mult și atunci sigur că și viteza de creștere este mult mai rapidă, randamentul este bun la carcasă când vorbim de carne. Așa, după cum știi și tu, rasele sunt împărțite și la gâște și la rațe, rațe cu preponderență pe rasele de carne, unde predomină cel mai mult rasele franceze, rasele olandeze, belgiene, și care pot să ajungă la gâște până pe la 8 kg, 9 kg la rasele grele, și de aceea spun că pe sistemul mai, să spunem așa, un pic mai semi-intensiv, unde se combină, mai ales în primele 2-3 săptămâni, o lună de creștere, se dau și ceva furaje granulate sau se dau ceva furaje combinate, sigur că se ajunge la această performanță și în creșterea gospodărească. Asta fără să ajungem la metoda aia cu îndopatul care era pe vremuri. Da, nu, aia îndopatul e o treabă care lumea o știe și care într-adevăr noi, fără să cred că ne dăm seama acum poate 100 de ani sau când se practica mai mult această metodă, de fapt făceam o carne de bună calitate și un ficat la fel de bună calitate prin această îndopare. Sigur că acum metodele sunt puțin altfel. Ideea este că exact ceea ce spuneam, la gâște valorificarea și la rațe viteza de creștere este foarte bună și valorificarea este aproape maximă. Prețul la carne, dacă ne uităm chiar și în hipermarketuri, este diferit de prețul cărnii de pasăre, de carnea de găină. De aceea eu zic că este și la noi, poate să fie un atu pe viitor, cu siguranță că vor apare fermieri care se vor gândi serios la acest lucru și care își vor îndrepta atenția numai spre o rasă sau spre să aibă specificitate în ceea ce fac, și mai ales acolo unde deja pot să ofere, deja au toate condițiile, în sensul că pot să ofere, să fie formă juridică și să le dea spre tăiere autorizată, eu sunt convins că au desfacere la ele. Bun, dar cred că pentru asta ar trebui să dăm imboldul, pornind de la ceea ce înseamnă primele zile de viață. Pentru că dacă am vorbit de ceea ce înseamnă primele zile de viață la pui de găină, la curci, ce se întâmplă cu puișorii de rață și de gâscă? Au nevoie de condiții speciale? Au nevoie, poate trebuie știut foarte bine de telespectatorii tăi că în primele zile de viață și ei trebuie să li se, și lor, acestor rase, acestor specii, rațe și gâște, trebuie să li se asigure temperatura și microclimatul corespunzător. De asemenea, și furajul trebuie să fie pe măsură, mă refer la granulație și la forma furajului, granulat sau brizurat. Este foarte importantă apa, pentru că așa cum știm, sunt mari iubitoare de apă, și de asemenea este foarte important de a ști că față de puii de găină, aici nu intervenim nici cu antibiotice sau cu să treacă peste acel stres de adaptare și de în primele zile de viață sau cu acele probiotice sau cu aceia acidifianți, pentru că nu au nevoie. De asemenea, este foarte important de a se ști că nu se intervine prin vaccinare. Au o rezistență mult mai crescută la boli. De asemenea, este foarte important de știu că nu suferă de căldură și de frig, așa cum sunt la celelalte păsări. În sensul că vara pot fi foarte bine
mai ales pe sistemele tradiționale, dar și pe sistemele semi-intensive, pot să fie scoase la, așa în ghilimele, cum se spune, la pășune, adică consumă foarte multă masă verde și o valorifică foarte bine. De asemenea, li se pot da foarte multe salate și tot felul de, de multe ori, în ghilimele spus, resturi din gospodăria respectivă și de asemenea este bine de știut că nu sunt, dacă au apă și dacă au surse de apă, nu, canicula sau așa mai departe, nu le afectează. Iarna, de asemenea, nu trebuie adăposturi pentru gâște și rațe, nu trebuie adăposturi super încălzite pentru că ele nu suferă de frig, la fel cum suferă găinile. Este foarte important, de asemenea, de știut că rezistența la bolile infecțioase este mai crescută. Sigur că fac anumite boli și ele infecțioase și de asemenea boli parazitare. Este recomandat să se facă periodic anumite deparazitări pentru că fac niște boli parazitare care pot să fie de multe ori mortale pentru ele. Dar din punct de vedere al rezistenței, bobocii de rață și de gâscă sunt foarte rezistenți în primele zile sau primele 2-3 săptămâni de viață și mortalitatea este mult, mult mai redusă față de puiul de găină. De ani de zile vă spun că apa e bună. Și așa e că nu v-am mințit. E bună dacă ai după ce o bei. Și eu am găsit. Uite, produsele tradiționale făcute de Bianca și Daniel Țurcanu la Bârsău. Le găsiți ori și în piața primăriei Deva, ori la magazinul Le Confex, lângă piața aia altă mare, tă din Deva. Dacă nu, la ei acasă, cred că. Bune de te umpă maț. Eu nu mai pot, îmi lasă gura apă. Nu, nu e așa, mă. Gustați și voi. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro! Drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Atât și pentru astăzi, n-am mai spus-o la începutul ediției, o spun acum, deja
pe la ora asta cam trebuie să înceapă spectacolul folcloric la Expo Târgul de la Vața. Noi am fost acolo, pot să spun acest lucru. Am filmat și cel puțin o bună parte din emisiunea viitoare se va mula pe evenimentul de la Vața, mai ales că vin și americanii, deci sunt multe, multe lucruri care se întâmplă acolo. Dacă nu ați fost deja, dacă nu ne-am întâlnit acolo, atunci cu siguranță veți vedea duminica viitoare și nu numai atât, om găsi și alte subiecte care să vină în întâmpinarea voastră. Și dacă am spus duminica viitoare, păi atunci ne vedem peste o săptămână la aceeași oră, să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă.